În perioada interbelică, italienii veneau în România pentru o viață mai bună. După 89, românii au emigrat în Italia pentru a trăi mai bine. Situația seamănă cu ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, numai că acum au loc și tensiuni religioase. Mentalitatea de comoditate în care trăiește lumea de astăzi este deranjată de această provocare. Nu credeți că românii nu i-au perturbat pe cei în țările unde au fost? Ce trebuie făcut pentru un dialog corect? Nu suntem extraterestri. Mentalitatea noastră, uneori chiar mentalitatea comunităților religioase, devine prea de ghetto. Duminică, la Realitatea Spirituală, episcopul românilor din Italia vorbește fără perdea despre aceste provocări. Copii fiind, noi am citit Scufița Roșie, dar nu am învățat totdeauna lecția. Este și o dovadă a faptului că noi nu stăm bine în proprii noștri păpuci. Nu suntem chiar așa de siguri pe propria noastră identitate.